Wow! Oho! Wow! Stormul vine și cea de sus. Mamă, cât de frumos se vede! Wow! Hai că am găsit și un copac, un pom de cafea care are și fructele pe el. Răsar bananele. Bună dimineața din Mondul Kiri. Salutare tuturor. Oh, avem noroc de o zi norată, nu mai e atât de cald și bineînțeles că am închiriat scooter. Mergeți, vedem. Ce vedem? Două cascade? Să sperăm că vedem două cascade, pentru pe că plantații de cafea. Sunt două cascade în direcții diferite și prima este, o să o facem pe prima, care e cea mai îndepărtată, la 35 de kilometri de aici, vreo 40-45 de minute de mers cu scuterul. Vedem ce întâmpinăm, că nu știm cum sunt drumurile pe aici, pe la țară. Pe urmă trebuie să ne întoarcem, să o luăm pe altă cale, să mergem la cealaltă cascadă și pe urmă în altă parte a zonei Mondulchirii pentru plantațiile de cafea. Așa că nu știm cum vor decurge lucrurile de astăzi, dar oricum aventurile Marca Traveliștii continuă și aici în estul Cambodgiei. Abia așteptăm. Ne bucurăm încă o dată. Spun că nu e soare, e bine. Temperatura e răcoroasă. Am venit să luăm late breakfast, pentru că e aproape ora 12 amiază și mâncăm late breakfast, după care ne urcăm pe scuterer și dăm bătaie până la cascada aceea îndepărtată. Nu, dacă am filmat ieri, dar tot aici am mâncat. Toate mesele noastre au fost aici, la un guest sau de lângă, pentru că am găsit mâncare mult mai bună și mai ieftină și ne-a plăcut foarte mult de proprietar. Și ne-a plăcut așa de mult că o să avem cazare și aici. Da, unde stăm aici este tot ok, super curat. Se vede că e nou, încă sunt în construcții multe căbănuțe, viluțe acolo. Dar așa simțim noi, oamenii nu sunt foarte atașați, nu sunt foarte prietenoși. Cu toate că, na, ei vor să-ți facă absolut toate poftele, să le spunem așa. În schimb, Manel este un tip super de treabă. De cum am venit aici, am avut chimie each other și ne-am zis gata, ok, aici venim și mâncăm de fiecare dată, ne-a plăcut de el, nu știe ce să ne facă mai repede, de la el am închiriat și scooterul, la el mâncăm, la el o să facem și tururi, la el facem tot. Și după cele, câte avem? 4 nopți de cazare? Da, bine, mai avem două. Mai avem încă două nopți. O să venim să stăm și la el încă o noapte de cazare, pentru că am vrut să ne prelungim cu încă o noapte de cazare și la noi acolo este fully booked toate camerele și am apelat la Manel și vom sta și la el o noapte. Dar asta într-un vlog ulterior discutăm despre. Așteptăm mâncare acum. Te-a sosimit cu dejun? Mi-a zis Manel că ladies first. Mi-am luat omletă cu legume, mi-a adus pâine bună, unt și mi-am luat mango shake. Bun. Și tu ți-ai luat altceva, nu? Ochiuri cu orez. Eu sunt orezar. Cafea? Și passion fruit shake. Bun. Da. Mi-a sosit și mie mâncarea. Mama, dar ce bine arată. Orez, ochiuri, legume. Ce vreau să zic? Iar ți-au pus roșii crude. Gogonele, da. Gogonele crude, da. Și roșii crude. Passion fruit. Dați-i o gură din ăsta că nu mai pot. Deci arată super bine. Și a zis că e sour, adică e acrișor, că nu are nimic adăugat. N-are lapte, nici n-are zahăr, nici. Mi-a zis să ne pună doar fructul. Nu e bun, nu? Mamă, cât e de bun. Super.
Ia actualizează statusul, iubirea. Ce status? Noi avem să și ajungem la granița cu da. Mai sunt 40 de kilometri. Da, nu știu cum. Ne învârtim cumva în cerc, în jurul cascadei pe asfalt și nu găsim drum. Cu siguranță este un drum de țară, dar nu găsim unde și în ce fel și nu știu cum naibii. Am mers vreo 10-15 kilometri și ideea este că toți localnicii de aici nu știu o boabă de engleză. Am mai întrebat și ne-au zis. O să mergem la chioșcul ăsta aici să vedem, poate ne ajută cineva. Hai! Îi arătăm și imaginea pe... Uh-huh. Hai să vedem. Hai. Doamne ajută! Am oprit un tuc-tuc. Să întrebăm, să zic, voi, unde n-ai mai mers eu, în ce direcție? Ținem drumul ăsta principal încă 22 de kilometri. Ne-a scris pe caiet că n-a știut să... I-am arătat poză prin cascadă. Dacă vom ajunge, așa că... La drum încă 22 de kilometri și vedem, mai întrebăm. Dacă mai mergem 22 de kilometri, mai rămân vreo 20 până la granița cu Vietnam. Dăm o tură, dar n-avem viză acum. Hai mai departe. Ne-am oprit puțin să ne mai dezmorțim picioarele. Mai avem vreo câțiva zeci de kilometri, 15-20, nu știu. Și vreau să vă arăt din nou în vlogul trecut, nu, acum două vloguri, am fost pe o plantație de piper. În campot. Ia uitați ce e aici, dragilor. Uitați ce e aici. Asta e piper de munte. Asta e piper de munte, da. Ia uitați, dragilor. Ia uitați. Piper și mușețel. Da, cred că e mușețel sălbatic. Ce vorbești? Mamă, dar drumul e așa de frumos. Au și acolo o fitopiper, nu cred că e piper. Băi, nu știu, da, m-am uitat și eu peste de drum. Acolo. Aici peste drum e tot piper, dar mai sunt și mai e îndepărtare mult de tot. Da. Unde ardii cumpuri. Nu știu, da. Foarte tare. E foarte frumoasă zona. Superb. Și deci noi am ajuns aici doar cu recomandările localnicilor. Google nu merge, acum mi-arată că mai am 58 de kilometri. În condiții. Da, Google care... nu mai funcționează. N-a funcționat. Nu știm unde să mergem așa, dar am văzut acum 3, 4, 5 kilometri în urmă, era un indicator și scria pe el 21 de kilometri către cascadă. Bine, și peste puțin am mai găsit 5 kilometri, dar cred că vrea să scrie 15. În fine, mergem după indicator oricum și mai întrebăm. Dar foarte între timp tare. Am mai trecut și printr-un sat și mi-a revenit sufletul. Păi nu mai era nimic, era numai șosea. Da, am mers vreo, cred că 80 km, numai câmp a fost și nu știam unde ne îndreptăm. Dar e în regulă, suntem pe drumul cel bun. Mergem la cascadă. Da. Chiar uitați ce e aici. Piperul pus la uscat. Piper verde. Ui, ce tare, n-am văzut până acum. Piper negru. Ia uite. Foarte tare. Ce interesant. Așa pe marginea drumului. Ce bine să ai scute. Exact, că te oprești oriunde vrei. Super. Hai că am mai venit la niște localnici care au piper. Ia uite cum ambalează piperul. Hello. 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 Hello, mama. 6 kg de piper. Cum? 6 kg de piper. Ia, filmează mai de aproape, că nu știu ce se vede. Ia, ține. Altul. Foarte tare. Deci ne place maxim. Wow. Uite voi că ajungem la cascadă și n-avem 20 de kilometri.
poziția pe indicator. Cred că mai e mult mare, nu? Cred că se face și un pic de trecut pe jos. Nu mă deranjează. Ah, ok, hai că ne lămuresc oamenii. Hai că am ajuns în parcare. Mai sunt și alți turiști? Plătim 1000 de rieli scuterul, de parcarea scuterului, adică un leu și un pic. Dar e ok, pentru că e safe aici. E păzit. E o parcare frumoasă și mergem la castană. Hai să vedem ce descoperim aici. Deci avem un fluture foarte, foarte frumos și foarte mare. E negru și zbura pe aici. Ia uite-l. Uite. Aici este o rezervație naturală. Da. Ecoparcul Bustra. Exact, se numește Cascadă. Da, n-ai voie cu armă, n-ai voie cu drog. N-ai voie cu nimic. Foarte frumoasă zona. Uite și doi puștulică călugări. Hai că intrăm acum. Să vedem ce distanță e și cât plătim. Cât e? 2,5 dolari de persoană. Dar nu scrie cât facem, nu? Nu scrie pe aici. Vom vedea. Ce intrare interesantă. Avem și zonă de shopping aici. Mă gândeam că nu e nimic. Da, 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 mă gândeam că e ceva. Ia să vedem ce e aici. Ia uite, vin de fructul pasiunii. Ok. Păi uite! A, deci crește multă maratuie. Aha. Hello. Can I try? Ia ține, Vivian. Flori? Fructul pasiunii e bun oricum. Ce-mi dai să bea? Mai facem trechin. Să degustăm. Mamă, ce bun e. E mișto, nu? Hai mai departe. Ceva hăinuțe tradiționale. Ethnic Cultural Village, Picnic Area, Food and Beverage, Waterfall. Mă gândeam că găsim ceva sălbatic, a la Cambodia, așa, dar e super organizat totul. Mergem deasupra cascadei, în topul cascadei, de fapt, nu deasupra ei, să vedem căderea de apă de sus. Uite că se vede! A, vezi? Da, 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 da. Nu se vede nicio ori la vegetație. Și pe urmă mergem și jos la bază. Da, nu sunt turiști, adică puțini. Ok. Ok. Cum o vede la păi mergem și noi cu grijă până aproape de... Da, 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 păi o să mergem și jos. Repet, acum suntem doar sus. Ideea este că nu e un debit de apă foarte mare. Da, este sezon uscat. Da, e interesant. Wow! Deci pe aici curge apa de obicei. Da, da. Ia să vedem. Mergem mai aproape de adevăr. E bine că e uscat și asta nu alunecă absolut deloc. Uhu! Oh, da!
Mișto! Mai vedem și din altă perspectivă, cam de la jumătatea căderii de apă. E un drum rudimentar pe aici, e în regulă. Wow! E drăguț, mă văd și eu de aici. Bine, de jos se vede cel mai bine, sigur. Sigur, da. Deci acolo se poate coborâre. Plin de guiaban aici. Plin de guiaban. Pungile cu piper. Și ajungem și la baza cascadei. Wow, mai e una, Flori, mai e o cădere de apă, fii atentă. Wow, ce mișto, deci asta e mai mișto decât cea de acolo. Păi nu știu, da. Wow. Oho. Pe urmă vine și cea de sus. Mă, cât de frumos se vede! Este superbă zona! Ne place foarte mult vegetația. Uitați-vă că se vede pădure. Mă bag să mă uit puțin că e cald afară. E foarte mișto. Nu o să-l mai filmez pentru că vin strop de apă. Te filmez de aici. Mamă, dar ce puternică e apa. Ia zi, cum a fost? Da țipă, că se aude foarte tare. Super experiență, pentru că m-am udat treptat. Prima oară m-am udat vaporii de apă și pe urmă am intrat în cascadă, dar super mișto. E rece? Am făcut și un masaj pe spate puțin așa. E recișoară, nu e extrem de rece, e exact cum trebuie mai bine. Hai să bem o cafea. Hai. Aici au și o cafenea în pădure, dar pe noi ne interesează mai mult asta. Un sat de indigeni. Să vedem cum trăiesc oamenii aici. Ah, dar cred că e făcut doar așa, mă, nu știu dacă și locuiesc. Vedem acum ce descoperim. Aici sunt niște căsuțe, dar... Nu cred că au activitate, cred că-s părăsite, zic eu. Hai să vedem. Nu, e nimic. Cu siguranță. Nu, e. Hai. E interesant. Asta mi-aduce aminte de când am fost în Indonezia, în Lombok, la Sasak Village. Uh-huh.
Ți-mi minte? Astea tot în, meu, cred. În acest fel erau construcțiile. Da. Super. Bă, nu sunt paturi, nu? Nu, sunt scene. Hai. Da, astea în copac sunt interesante. Păi ce frumoase sunt. Ah, cum mă urc. Da, sunt făcute doar așa, ca idee, să-și facă o idee oamenii cum trăiesc indigenii aici, în aceste zone. Nu știu dacă pur și simplu nu se mai vizitează acum sau așa a fost mereu, adică doar de văzut cum arată. Dar, ce l-am văzut. Te trec podul? O, ce tare! Wow! Gata, părăsim o minunata cascadă. Chiar ne-a surprins plăcut. Nu credeam că e atât de multă activitate aici. Dar chiar sunt construcții foarte, foarte frumoase aici, cu acest sătuc, cu localnici, cu marfă de vânzare, cu poți să mănânci, să bei, poți să-ți petreci lejer jumătate de zi, chiar și o zi întreagă. Erau și locuri special amenajate pentru a face un picnic, erau rogojine din acela prijos și le închiriai, nu știu cât costa, aveai și hamac, foarte drăguț. Foarte, foarte frumos organizat. Da, mergem să bem o cafea, da? Mergem să bem o cafea, dar avem câteva 10 de kilometri, 20 de kilometri cu scuter. Da, da, da. Oh, 30-40 de minute, hai, la drum. Hai. Am ajuns la cafea. Plantații de cafea sunt aici. Zici că e o grădină botanică aici. Ia uitați, am găsit un pom de avocado. Ăsta n-are fructe. Și avem aici guava. Urmează un mangustin. Un pom de mangustin. Nu știe nimeni engleză aici. Aici este cafeneaua. O să ne oprim aici să bem o cafea la sfârșit. Uite, un loc ușor. Și pe aici sunt plantații de cafea. Pa, uite, coffee plantation. Acum ar trebui să înflorească mari arborii de cafea, nu? E sezonul în care înfloresc. Da. Pe unde... Păi, ci că uite aici, coffee plantation, coffee plantation. În lac. Barca? Barca face mutură pe lac. Cred că pe aici. Pe aleea asta, nu? Nu știu. Hai să ne plimbăm pe aici, că nu ne bagă nimeni în seamă. Păi e un băiat, dar nu știa engleză. Nici nu părea dornic să ne arate. O luăm pe aici, intrăm prin boscheți. Hai în sus puțin prima Hai. Oară și pe urmă când pe coborăm. Pe unde e asfaltat. Vedem ce descoperim pe aici. Ia să vedem noi ce găsim. E și un hotel aici. Chiar așa se numește? Coffee Plantation Lodge? A, uite, asta cred că e cazarea. Asta de aici. Da, de uite, copac, durian! Copac de durian, dar bineînțeles că nu are fructe momentan. Uite că n-am văzut. Ba, cred că am văzut, mă! Dar n-am știut. Deci așa arată un durian. A, păi nu avem noi noroc să găsim unul cu fructe? Păi uite-le, fii atentă. Unde? Abia sunt în creștere. Cred. A, uite, da, o șopârlică, uite. A, a sărit. Oare din astea iese... Da, cred că da, da. Ideea e că peste tot sunt pline tarabele și cred că au recoltat și acum dau altele. Dar nu cred că are cum să fie atât de multe flori. Păi nu știu. Probabil cad dintre ele și rămân câteva, dar s-ar putea, da. Floarea aia se face fructul și Aleea durianilor. Toți acești copaci sunt durian.
copaci de durian. Bineînțeles și un copac plin de avocado. Cred că are sute de fructe. Ia uitați-le. E foarte fertilă zona asta. Cresc de toate și cafea. Extrem de multe fructe. Am ajuns pe la camerele de hotel și ia uitați, dragilor. Doamne, câtă cameră. Câtă camerele sunt. Wow. Minunat. Au și aer condiționat cu frigider. Super. Asta e două paturi duble aici. Da, cameră patru pentru 4 persoane. Foarte tare. Ar fi interesant să facem un circuit la anul, nu? Și să fim cazați aici, în acest paradis. Da, normal. Vezi orașul de aici. Wow! Și o altă variantă, o căsuță din lemn. Wow, ce mișto este! Vai, dar uite câta baia e! Ce vorbești, mă? Deci e super mișto! Hai că o să intru puțin așa, că de-abia a spălat și cât e curat, fata pe jos. Dar urmează și baia. S-a uscat acolo la baia. Wow! Ce vorbești? Deci, e excepțional. Super tare. Hotelul ăsta, nu știu, cazarea, căsuțele astea îmi plac mai mult. Super tare, da. Uitați ce motocicletă are omul ăsta. Max e mic copil pe lângă asta. Ce vorbești, mă? Și... deci pare funcțională, bă, asta e ideea. Deci pare funcțională. Du-te, bă, de aici. Super tare. Da, ne-a plăcut foarte mult această plantație și cu acest hotelul mai mult. Hotel. E foarte interesant pe viitor să stai aici. Și mai avem timp să mai vizităm încă o plantație de cafea. Așa că ne îndreptăm mergem acolo să bem către acolo, da. E ora 4 și noi n-am băut cafea până la ora asta. Wow. Să beau de pe plantație. Să ne fie rușine, nu? Ideea e că la 5 închide. Așa. Ne grăbim. Trebuie să ne grăbim. Deci oamenii ăștia au toți copacii, toți arborii, toate fructele aici. De aici din din Asia. Bă, dar cum am minerit să nu fie niciunul florit? Da, ce vrei? Asta-i. Îmi floresc toate odată. Ideea e că la piață sunt de toate. Și mangustin, și rambutan. Câte mult de cocos. Uh-huh. Vedem și noi. E cu... foarte frumoasă proprietate. Foarte, foarte frumos. Superbă. Superbă. Hai că am găsit și un copac, un pom de cafea care are și fructele pe el. Dar de ce nu lor culege? Da, că sunt foarte coapte. Hai, nu știu, probabil nu... Uite, sunt furnici. Dau alte nu îi interesează. Cred că sunt oarecum de ornament astea. Foarte fain. Priviți cum arată această floare de bananier. Și bineînțeles că din ea, ok, răsar bananele. Haide măi că am ajuns. Copii aici. Hello. Bineînțeles că nici aici nu e nimic organizat. Nu știi ce și cum și unde și în ce fel. Asta o fi cafea în saci? Cred că e cafea aici administrația. Ia să vedem. Ia vine cafea. Dacă tu nu e nimeni. Da, uite, cafea e. Se simte.
Băi, de ce îmi plac chestiile astea neorganizate? Ia uite ce are aici. Nu ia nimeni de nimic. Uite, cred că poți să-ți faci o cafea, vezi? Da, îți faci o cafea, mănânci un sandwich. Nu știu, foarte frate, nu se poate. Uite, babe de cafea. Ce aici? Locuiește cineva, probabil. Da. Ia uite plantațiile. De pe plantație, de aici, uite, aici e cameră de cazare, cred. Păi, Spida Coffee Farm Lodge, da. A, ce tare! A, ok. E cineva cu cortul, vezi? Da. Și-a pus cort aici. E o căbanuță, dar nu se intră, mă rog. Ia uite, arborii de cafea. Foarte frumos. Intrăm și noi pe plantație un pic, nu? Ideea e unde ne bibem o cafea. Nu știu. Că nu e nimeni aici. Când pe cineva o localnică, dai să ne facă o cafea, nu? Ce e Maria acolo? Că e și grădiniță și școală. Hello. Elementară, îi învață pe toți să scrie, să citească pe toate. Nu știu, engleză. Mănâncă. Trebuia să te descalți. Haide, nu te descalța, că te faci tot una pe picioare. Păi ei se descalță. Ei. Păi nu intră mai, nu. Ah, da, învață, mă. Stai că văd să apară pe cameră. Hai că pe astea mici l-a prins proful, e un tip care face voluntariat și îi învață și ne-a zis că este doar o fermă de cafea aici, nu este și o cafenea propriu zisă și a zis că suntem invitați să ne primim. O luăm la pas așa de nebuni. Ce drăguț e! Chiar nu te bagă nimeni în seamă. Ce ai văzut când mergem în unele locuri, toți trag de tine. Hai, ia-mă pe mine să-ți arăt. Și aici... Aici e liber. Ați văzut că am mers, am intrat în... Unde numără ei, unde au stocurile de cafea, cu saci, cu toate alea. Nu e nimeni, nu te bagă nimeni în seamă. Foarte frumos. Uite ce plantație de cafea. Hai, o luăm și pe acolo. Vedem da, până da. Unde putem să intrăm. Am zis noi că nu le bagă nimeni în seamă, dar... Au pasnic aici. Ia uitați-l pe ăsta mic. Păzește plantațiile de cafea. Doamă, dar câtă cafea. O luăm printre? Cafea, am citit că se cultivă cafea robustă aici, pentru că e destul de jos, suntem la 800 de metri și cafeaua arabica se cultivă la peste 1200 de metri. Dacă sunt anumite zone și aici unde cultivă arabica, e un fel de specie hibrid amestecată cu robusta. Dar mulți copaci sunt înfloriți în momentul de față. Da, mi se pare că nu miros ăștia. Miros? Nu. Cred că au trecut florile și s-a trecut mirosul. Uite, probabil că da. Verzi. Da. Super drăguț. Păi și cât mergem așa? Ei, păi nu mai mergem. Că sunt... Am avut o zi extraordinară, mi-a plăcut așa de mult. Am parcurs vreo 70 de kilometri pe scooter, poate chiar mai mult un pic. Ne-a plăcut la nebunie, drumul este foarte ok, așa de să mergi ca nebunul, fără direcție. Am văzut și plantații de cafea, o grămadă de pumn fructiferi. Ne-a plăcut extraordinar de mult. Ne place Cambodgia, mai ales zona asta care nu este turistică aproape deloc. Închidem vlogul aici, suntem obosiți, mergem să bem o cafea undeva și ne vedem în următorul vlog, dragilor. Următorul vlog va fi senzațional, așa că urmăriți-ne, susțineți-ne și cu un like și cu un subscribe dacă vă place ceea ce facem.